Salut, eu sunt Alex, bine v-am găsit la un nou video pe acest canal. După cum ați văzut în titlu, astăzi vreau să vă arăt cum arată camera noastră și să vă prezint și hotelul, să citim puțin din tablița care e în fața hotelului, pe care scrie cumva istoria hotelului. Am vrut să filmez într-o un casă, după am zis că îl filmez afară, după am plecat și am zis, bă, îl filmez acum, măcar să-mi iau de grijă. Am venit din nou aici la parc și m-am oprit din nou la banca asta ca să vă spun cam ce vreau să pun în episodul ăsta și vreau în special să vă arăt cum îți locuiești la un hotel, un timp mai îndelungat. El, hotelul, figurează ca fiind închis temporar sau definitiv pe net. Și vreau să vă arăt cum arată camera, să vă zic câți metri pătrați are, cât costă și cum a fost per total, pentru că noi am stat destul de mult. Chiar o să-mi fie dor de camera asta, adică un an jumate asta a fost casa noastră. Vă pun și un video poate de cum arăta înainte. Cam atâta, dacă o să fie cineva interesat de hotel, o să vă las și numele hotelului, poate vreți să citiți pe net cum a trecut hotelul ăsta de război și de multe chestii. V-am spus, e un hotel foarte vechi. Da, să-mi să spun, mi-a scris un băiat pe Facebook, pe care nu-l cunoșteam, cum că el e din Anglia și că i-a plăcut foarte mult video în care eu am prezentat satul și că i-ar place să vină și el aici. Și i-am spus că voi pune pe... în alt video. Hello. What? Nici pizza. Nai. Cius. Au venit, au oprit o mașină aici, credea că am comandat eu pizza, dar n-am comandat eu. Și așa, continuând. Nu s-a mai întâmplat. Sincer, nici nu știam că se livrează pizza aici în sala noi. Continuând, băiatul mi-a scris că i-ar place să mute și el aici în piesa sau pe viitor, pentru că el stă în Anglia și s-a săturat, că i-ar place să stea aici. Și am spus că să-i dau adresa și cu astea. Și mi-a mai dat niște mesaje foarte interesante care m-au făcut să mă bucur foarte mult că video-ul meu, unul din videouri, o trezit o scânteie la cineva și mi-a dat un mesaj, apreciez orice comentariu. Și am mai vorbit cu el, că mai ținem legătura. Dacă vezi video-ul ăsta, te salut și îți mulțumesc pentru mesaj. De acum mergem spre hotel. Ce am avut de făcut afară, am făcut. Eu am venit în șlap, dacă mă credeți. Aici e pe râu. Și pe aici urcăm. Aici, practic, e casa aia alaltă pe care v-am arătat unde pot să închiriez camere. Sincer, dacă aș mai fi stat, cred că mă mutam mai mult ca sigur aici. Lăs și o punga jos. Și ăsta e minunatul hotel. Brutăria. Și aici avem tablița despre care v-am tot spus. Așa, o să încerc să traduc, ca să ne fie mai ușor să înțelegem. Oricum nu știu german. Bun, deci avem. Această casă a fost construită în 1856. După cum v-am spus, e foarte vechi. Restaurantul avea o pistă de bowling, iar deasupra ei era o sală de câțiva ani. Restaurantul a fost o benzinărie timp de mulți ani, anul a fost folosit ca casă de vacanță. Bine, ai scris așa pentru că e greu să traduci din germană. O brutărie a fost creată în 2005 prin transformarea fostei piste de bowling. Și uite aici e cum arăta el înainte. Uite și poza asta e foarte interesantă cu caleașca asta în față. Și practic uite aici era, aici e camera noastră, care îi de foarte mult timp. Și aici e brutăria. A, și aici mai avem un cod, nu știu dacă o să puteți voi să-l scanați, dar dacă o să reușesc să-mi dați un mesaj sau un comentariu,
Da, și cam ăsta e hotelul. Și aici e bucătăria. Și sus acolo stăm noi. Am mai citit tablița asta când am venit aici, dar nu mai știam dacă are 100 de ani, dacă are 200, dacă are 80. Dar ați văzut și voi în ce an a fost făcut. Asta a fost casa mea și au venit timp de un an jumătate. Și vă dați seama, o să ne fie dor de ea și prin video ăsta putem să ne uităm la cum era. De acum mergem în casă să vă prezint și acolo. Aici este camera, aici este Denisa, aici este bucătăria și aici avem un cuier și jos acolo avem apa, sus e cutia de transport al Toco. Aici nu vă uitați că am verificat un pix și nu m-am mai șters. Aici avem un dulăpior pentru papuci, deci acum să vă spun chestiile care erau, asta era de când am venit, asta nu era. Dulapul a fost în altă cameră și l-am primit ca să-l pun aici. Paturile cu cerșafurile astea le avem de aici, când am găsit să cumpăr de o persoană aici la magazinul de unde cumpărăm noi chestiile. Acolo în spate e noptiera mea. Ăsta din nou era, lampa asta am luat-o de la un magazin de reciclare de aici din Germania și n-am dat niciun ban pe ea. Asta e jucăria lui Tuco, pe care când vrea să se drogheze. Când vrea să sunt bine, vine și dă cu mâna așa peste asta. Și noi atunci știm că trebuie să dăm cu spray pe burete. Ăsta de aici era dinainte, dar era pus pe hol. Ăsta era dinainte. Aici avem frumos un fotoliu care tot așa era dinainte. Și vreau să vă arăt cum arăta într-o parte. Așa arăta și în partea cealaltă. Doar că domnul Tuco și-o cam ascuță ghearele și l-o cam străcat. Ăsta era înainte, o să-i spun la proprietar că dacă arată prea urât acolo, îl plătesc, nu știu cât, 30 de euro. Dar na, n-am ce să-i fac, Tuco trebuie să ascute ghearele. Asta tot așa era de aici. Și specifică că i-am luat și nu-i folosește alea pentru ascuții ghearele. Scaunul ăla și cu scaunul ăla au fost întotdeauna aici. Doar că le-am pus pernuțele alea. Eu acum vă spun ce era și ce nu, ca să vă dați seama cum am mai modelat noi camera. Birou v-am spus că era. Aici mai am niște prostii. TV-ul l-am cumpărat de pe Otto, am impresia. Era 400 de euro și am dat 200 de Black Friday. Și asta îl iau în România, că de-aia am ținut cutia. Aici jos avem o ladă frigorifică, pentru că o să vă arăt, frigiderul nostru are o ladă atâta. La noi, cum e mai greu cu cumpărăturile, preferăm să mergem o dată pe săptămână și să umplem lada și să avem pentru mai mult timp mâncare. PS-ul l-am cumpărat tot de aici, l-am luat la un preț foarte bun. A fost 360 de euro PS-ul cu două jocuri și cu două controlere. L-am luat foarte ieftin de la un român. Prima oară mi-era un pic cam frică să-l iau, că am crezut că se străcă rapid. Că era prea ieftin, dar l-am de câteva luni și n-am nicio problemă cu el. Aici avem mini magazia, unde avem ceapă și cartofi. La ceapă noi lăsăm mereu corjele jos ca să tragă din umiditate și așa le păstrăm în stare bună. Aici e lada. În spate am lăsat cartonul ca să nu umbli tu copii la cabluri. PSO-ul a venit cu jocul ăsta și cu jocul ăsta cu FIFA și cu Gran Turismo. Astea două le-am cumpărat eu, nu știu, au fost 10 euro fiecare sau 114. Ăsta e ăla de l-am cumpărat la video cu, în video cu vechituri. El ați văzut. Și aici, ca să ținem controlerele, și au fost cred că 8 euro. Deci pe timp o găsești chestii foarte ieftin. Asta e o figurină de la muncă, o sticlă de parfum și mai este una, dar o dat tot cu în spate. Asta e un tablou pe care l-am făcut cu Denisa din sticăre. E foarte random, dar nu ne place. Tabloul ăsta era dintotdeauna. Aici mi-am mai pus un coș de gunoi, că seara mai mănânc prostii și le arunc acolo. Asta tot așa am cumpărat-o, ca să o pot băga în spate și... Wow, wow, wow! Aici ești domnul Tuco. Bună dimineața!
Bine, du-te înapoi. Pe chestia asta am ținut foarte mult timp o grămadă de prostii, dar acum le-am cam scos. Aici vreau să vă arăt ce casetă mi-am luat. Remake, nou, doar că e original de la Dr. Dre. Aici noptiera. Astea sunt laptopurile. Aici am pus un sticker. Oh. E foarte nervos. Trecem la partea mai interesantă, bucătăria. Ca să vă faceți o idee, bucătăria e aici, patul e aici. Și înainte patul erau pus în partea asta și... Da, nu știu dacă pot să arăt pe YouTube, dar tu cum mi-ai făcut un tatuaj. Da, și aici e bucătăria. Ce-mi place, avem hotă și geamul e fix aici, în fața bucătăriei. Și na, nu prea miroase dacă dăm drumul la hotă. Aici e geamul. Astea sunt tocmai de la Crăciun. Nu le-am mai dat jos că ne-au plăcut, dar poate urmează să le dăm în curând. Dar de fapt, oricum vine Crăciunul, deci... Bun, să începem cu bucătăria. La un hotel așa de vechi, bucătăria arată destul de bine, mie mereu mi-a plăcut. Așa, o să vă arăt înainte, nu știu dacă găsesc poză, aici era o bucată de lemn de aici până aici și jos nu era absolut nimic, dar eu am luat alt lemn, l-am îmbrăcat cu asta, pe care o schimbăm odată la câteva luni, când a să mai taie sau să mai rupi, și noi nu aveam loc să punem vasele, că aici sus nu ținem, acum ar fi paste sau căni sau... Și m-am gândit că pot să fac așa o chestie. Nu știu, arată bine, arată rău, mie îmi place, am folosit-o foarte mult. O deschis. Și aici am pus farfurii, cântigăi, tot ce aveam. Și aici am făcut o chestie așa. Tragi de ea și ai astea pusă. Și am economisit mult spațiu. Cel mai bun lucru pe care poți să-l cumperi e un air fryer. Aici chestii gata uscate, două ochiuri. 1, 2, de aici se deschide, noi nu avem nevoie de mai multe, aici unii vasele, cuveta, chestia asta tot eu am pus-o, na, e micuț, uite, e cât, cam cât mâna mea, dar îți faci treaba cu ele, caloriferul e aici, cred că l-ați văzut, ăsta e frigiderul și se va arăt lada, care e foarte mare, aici e frigiderul, e alea cam gol acum, dar merge. Aici, după cum v-am zis, berea fără alcool, tot are 0,3% alcool, așa e în Germania, de-aia ai voie să conduci, dacă bei câteva bere aici, normale, și dacă bei fără alcool, nu știu, poți bei foarte multe și poți conduce, chiar dacă au alcool. Da, un frigider mic, aici ouă, dar ouăle sunt acolo în spate, am uitat să le pun. Carnea asta urmează să o bag la air fryer, e piept de pui cu ulei de măsline. Și da, uite cât e de mare frigiderul. Cam atâta. Na. Deci intră la fix o cutie din asta de pizza. Aici ai hota. Faină, trage și face treaba. Aici dulapurile. Cănile astea pe care le-ați văzut în video cu vechiturile. Na. Pâinii. Ce vedeți voi pe aici? Sus nu avem nimic. Acolo am chestiile pe care le-am găsit când am venit la hotel și nu le-am folosit. Niște tigăi. Asta a fost tigaia noastră pe care am folosit-o la făcut turtii. Dar o țin mai mult aici să nu mi-o ocupi spațiu. Ăla trebuie să-l arunc, că am luat altul. Asta tot noi am pus-o. Deci, vedeți, am făcut să fie cât mai comod pentru noi. Aici, dacă vă dați seama, au căzut un coc, că am pus un tablou micuț. Și când au căzut, știi, o zgâria tot asta. O să dai-o cu vară odată. Aici alt dulăpior. Ulei de măslini. Ce mai avem noi? Ulei normal. Sare, piper și cam atâta. Dulapul la care nu prea am să vă arăt. Un dulap simplu, sus e cutia de la PlayStation că vreau să le iau cu mine când plec. Da, și cam asta e bucătăria. Mie îmi place cum arată, e totul fain. Noi cum îl avem pe Tucu, trebuie să avem foarte mare grijă la bucătărie, să nu lăsăm chestii pe afară sau să nu lăsăm orice descoperit, că Tucu o sare acolo și părul să duci în bucătărie și trebuie mereu curățat sau acoperit. Da, na. Așa e când ai pisică și n-ai ușă la bucătărie. Asta e, na, pentru haine, aici sunt bombonele și aici sunt chestiile lui Tuco. Bun, de acum intrăm în baie. Asta e o jucărie de al lui Tuco, nu prea o mai folosește, dar noi am lăsat-o aici. Aici clame, că avem amândoi părul lung și trebuie multe. Și aici e baia. Ei, mică.
Aici e cabina de duș. Aici e dușul, de fapt. Asta era aici, surprinzător, i-a pus telefonul. Chestia aia nu era, aia nu era. Aici e dușul. Aia nu știu, perii de o folosește Denisa. Na, și cam asta e un duș destul de mic. Da? Îi facem treaba cu el. Na, WC-ul lui Tuco. I-am luat din asta acoperită când noi am mai avut un pisic. Ioi, trebuie să-i fac curat. Noi am mai avut un pisic care când se băga înăuntru nu avea din asta acoperită și scotea tot nisip pe afară. Și am zis că nu mai am nevoie de așa ceva. Aici e bolul lui Tuco. Aici îi dă mâncare umedă, apă, mâncare uscată. Am mâncat recent, deci să nu ziceți că m-am curățat. Eu vă fac video așa cât mai natural. Aici avem oglinda, aici sunt eu, periuțele, na, ce mai avem pe aici, v-am spus, n-am făcut prea mari ordine, că e destul de curat. Ăsta n-am știut ce îi când am venit, mi-a spus maică mea sau taică meu că e uscător. Ăsta, cel mai bun lucru, că Tuco când își face nevoile și le face cu adevărat, un ventilator micuț și cam asta e camera. Nu cred că se vede nimica, dar... sau se vede. V-am mai pus timelapse-uri de aici, deci știți cum arată. Acolo în față e stația de autobuz, dar v-am prezentat satul. Chestiile astea le-am găsit afară și vreau să le duc în... unde am plantat o floare, aici în fața hotelului. Sunt niște căsuțe de astea, de ceramică, foarte faine. Vreau să le pun acolo unde sunt florile. I-am luat din s-a dat o floare și am plantat-o afară. Asta e luată tot de acolo, de la vechituri. Dacă n-ați văzut video-ul, vă lăs un link în descriere sau căutați voi pe canal. Aici Tuco o găurit. Bună ziua, domnule Tuco, dar ce faceți astăzi? Bună dimineața! Foi! Uite așa faci, când vede că te-o muscă, cum faci? Da, cam asta a fost video, sper că v-a plăcut. Asta a fost camera, am uitat să vă spun cât dăm chirie. Noi plătim aici amândoi 450 de euro cu curentul și apa inclusă. Era să zic și gaz, dar ăsta e tot electric. Și internetul, da, dar internetul merge ca o băliguță, că e foarte multă lume și n-ați doar două rutere. La hotel nu mai am să vă arăt, mașina de spălat, ați văzut, e jos, sau nu știu dacă v-am arătat. Sunt două mașini de spălat la multicamere, nu-i prea ok, dar asta e, n-ai ce să faci. Noi spălăm mult la o mașină pe care lumea nu prea o folosește, care are ușița ruptă și noi am descoperit cum să o deschidem. Da, da, cam asta e treaba, acolo avem și uscător, lângă, separat, nu prea uscăm hainele în cameră, s-a întâmplat de câteva ori, dar nu prea des. Și cam atâta, hotelul a avut jos și restaurant din ce am văzut, dar acum nu-i nimic acolo, v-am spus, scrie că hotelul e închis definitiv, deci nu mai se oferă camere deloc. Deci cam asta e, o cameră la un hotel vechi de nu știu câți ani când am calculat, dar am scris în titlu. Eu am fost Alex, ne revedem data viitoare, pa, pa!